Zen Rifai este din orașul sirian Alep. S-a stabilit în România acum 10 ani. El susține că lupta pentru putere din țara sa nu duce decât la suferință pentru oamenii de rând. Nu avem apă, nu avem curent, nu avem necesar minim de viață acolo. Oamenii sunt foarte dezamăgiți, toate lumea vor să plece afară. Rusii acum au început să bombardeze zonele care sunt mai apropiate de unde e gazul, de unde surse de gaz. Vorbesc de Latakia, Tartus și așa mai departe. Rusia a intrat în interesul lor de economic. Și ei nu luptă pentru oameni de pro-regim, nici nu luptă împotriva celălalt. Ei luptă pentru ei, pentru Rusia. Но как бы это сказать попроще? У нас нет каких-то глобальных интересов экономических в Сирии. Да, мы поставляем туда оружие. Но это тоже не фантастические суммы. Într-un interviu difuzat de un post de televiziune rusesc, premierul Dmitri Medvedev susține că acțiunea din Siria este justificată strict de luptă împotriva terorismului. Защищаем мы самих себя. Мы защищаем народ России от угрозы терроризма. Потому что лучше это делать за границей, чем бороться с терроризмом внутри страны. He doesn't distinguish between ISIL and a moderate Sunni opposition that wants to see Mr. Assad go. From their perspective, they're all terrorists. And that's a recipe for disaster. O reacție dură a venit și din partea Marii Britanii, prin vocea ministrului apărării Michael Fallon. Analizăm unde au loc loviturile în fiecare dimineață. Marea majoritate nu sunt deloc împotriva statului islamic. Elementele noastre indică faptul că ei lansează muniție neghidată asupra sectoarelor frecventate de civili, omorând civili, și că ei lansează această muniție împotriva forțelor armatei siriene libere ce luptă contra lui Assad, susține ministrul britanic al apărării. Sirienii din România susțin că în ipoteza în care Rusia va decide să susțină doar una dintre taberele care luptă în Siria, atunci țara se va transforma într-un teatru de război fără sfârșit. Dacă intră Rusia să sprijină o parte împotriva cealaltă parte, o să fie război foarte durabil, dacă să fie război nu să termine, cum e un fel de gen de Afganistan, pentru că țarele celelalte nu se atacă și se începe război în modul Afganistan în Siria, nu știm când termină și nimeni nu se câștigă. Potrivit unei organizații non-guvernamentale citate de Reuters, 39 de civili au murit în urma raidurilor aviației ruse. În plus, ONU a suspendat acțiunile umanitare în această țară din cauza intensificării operațiunilor militare.